Ziua Unirii Principatelor Române a fost sărbătorită la Vaslui, încă de joi, 23 ianuarie, pentru o activitate științifică deosebit de interesantă, desfășurată în sala Arta a Muzeului Județean Ștefan cel Mare Vaslui. Astfel, alături de Consiliul Județean Vaslui, Instituția Muzeală Vasluiană a organizat conferința științifică Unirea Principatelor Române, 24 ianuarie 1859. În cadrul acesteia, profesor universitar dr. Cătălin Turliuc de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Dumitru Vitcu de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava au prezentat numerosului public prezent atât rolul națiunii române în realizarea actului istoric al Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859, cât și covârșitoarea personalitate a fondatorului României moderne Alexandru Ioan Cuza. Bine ați venit la Muzeul Județean Ștefan cel Mare Vaslui. Încercăm ca în preajma zilei Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie 1859, la 161 de ani, să ne aducem aminte de momentul extraordinar de atunci al împlinirii neamului omenesc, al actului istoric care a pus bazele României mari. E vorba de un act istoric care de fiecare dată ne leagă sufletește, mai ales pe noi cei din provincia istorică Moldova, pentru că de aici a pornit însuflețirea în rândul mai multor cărturari care au consimțit ca împreună cu muntenii să se unească. Am invitat în cadrul acestei conferințe științifice intitulată Unirea Principatelor Române, 24 ianuarie 1859, doi distinși cercetători și profesori universitari doctor, care să ne vorbească nu numai despre actul istoric de atunci, dar și despre semnificația sa pentru generațiile de astăzi, mai ales pentru cei care sunt încă pe băncile școlilor și, desigur, și despre covârșitoarea personalitate a domnitorului Unirii, Alexandru Ioan Cuza, de la a cărui naștere în acest an se plinesc 200 de ani, de aceea noi, cei din județul Vaslui, pentru că Alexandru Ioan Cuza este născut în actualul județ Vaslui, noi a trebuit să-l sărbătorim zi de zi în tot acest an, pentru că bicentenarul nașterii lui Alexandru Ioan Cuza reprezintă pentru noi vasluieni o mândrie. Permiteți-mi să prezint invitații de astăzi ai conferinței științifice. Este vorba de binecunoscutul, zic eu de acum, pentru dumneavoastră, profesor universitar dr. Cătălin Turliuc, de la Universitatea Ieșeană, cum altfel decât Alexandru Ioan Cuza. De mai mult timp ne-a onorat și iată și astăzi o face cu plăcere, sperăm, domnul profesor universitar dr. Dumitru Vitcu, de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Domnia sa este în același timp și cercetător în cadrul Institutului de Istorie Alexandru din Iași. În această ordine, permiteți-le să dau cuvântul, domnul profesor universitar dr. Cătălin Turliuc dorește astăzi să ne vorbească despre semnificația Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859, dar prin prisma evidențierii rolului națiunii române și mai ales al acțiunilor semnificative care au dus la împlinirea acestui deziderat. Vă rog, domnule profesor. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. O face plăcere ca astăzi să fiu alături de dumneavoastră, marcând un moment de valoare excepțională în istoria națională, pentru că statul național modern român s-a născut la 1859,
un stat care a anticipat ceea ce avea să întâmple în restul Europei, în speță în Italia, care și-a realizat unitatea națională după acest moment al nostru, în Germania, care la fel și-a realizat unitatea națională, într-un secol al XIX-lea, intrat deja într-o formulă uzată și abuzată în mentalul colectiv de veacul naționalităților. A fost un secol lung, care a început odată cu sfârșitul Marii Revoluții franceze, un secol care s-a încheiat odată cu prima conflagrație mondială, un secol care a marcat o schimbare fundamentală la nivelul continentului european și al lumii. Este secolul care a marcat, dacă vreți, în plan global, dispariția petelor albe de pe harta lumii. Practic, lumea întreagă a ajuns să fie cunoscută prin mari expediții din această perioadă. Deopotrivă, este secolul care a afirmat câteva principii care ne urmăresc până astăzi. Fără îndoială tuturor, vă este bine cunoscut în formula libertate, egalitate, fraternitate. Această formulă și propulsarea individului în avanscena istoriei vine să marcheze o schimbare fundamentală. Dacă până la debutul acestui veac, viața mundană, viața de pe acest pământ, reprezenta o vale a plângerii și lumea era pregătită pentru escator, pentru viața veșnică și firește, ordinea divină era întruchipată de cabinele coronate, de monarhii absoluți, de mari conducători care se aflau în fruntea imperiilor care dominau lumea, iată, după Revoluția franceză, individul, omul, a pătruns în avanscena istoriei odată cu declarația drepturilor omului și cetățeanului. În plus, este perioada în care s-au născut mari ideologii ale acestui lume. Liberalismul, conservatorismul, naționalismul, mai târziu socialismul și comunismul. Toate își-au rădăcina în veacul al XIX-lea. Toate au marcat evoluția lumii și implicit evoluția românilor în acest secol atât de important pentru noi toți. Am spus ca titlul al conferinței mele atunci când organizatorii, domnul doctor Chiriac, m-a invitat să vin alături de dumneavoastră în ziua care precede cei 161 de ani scurși de la dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, am dat acest titlu Națiune și Acțiune, un titlu pe care îl folosesc foarte des. Pentru că valorile fundamentale care se complinesc, se împlinesc într-un act de uniune și comuniune, deopotrivă, la 1859, țin de o dublă dimensiune. De voința cărturarilor, a celor care constituiau elitele epocii, de a transforma ceea ce fusese conștiință de neam în conștiință națională și, firește, de acțiune. Și această acțiune poate fi pusă sub semnul politicii faptului împlinit. A realizării faptului că forța internă, factorul intern, este cel determinant atunci când e vorba de destinul nostru. Și cred că aceste valori ar trebui să fie cultivate până în ziua de astăzi. Degeaba au așteptat românii izbăvirea din partea vecinilor, fie ei creștini sau necreștini. Degeaba și-au construit românii o istorie în care elementele care i-au adunat la oaltă au fost mai numeroase decât cele care au despărțit, dacă a lipsit această conștiință. O conștiință națională care reprezintă fermentul activ, factorul care determină acțiunea. Pentru că noi așa suntem convinși și știm asta de la cărturari și voi, copiii, elevi, știți foarte bine de la clasă că românii au știut dintotdeauna că de la Râm se trag, de la Roma, că românii au știut întotdeauna că vorbesc aceeași limbă, că au aceleași tradiții, că împărtășesc aceeași cultură și aceleași valori. Dar această conștiință era una constatativă. Pur și simplu, nu? Așa cum se întâmplă, din păcate, și astăzi, cu o parte din românii de peste Prut, au conștiința acestui fapt, dar nu au determinarea de a aduna, sau de a se aduna cu toții, într-o țară unică a românilor, așa cum este firesc. Valoarea statului națiune a fost în veacul naționalităților, în secolul al XIX-lea, o valoare fundamentală, pentru care toate popoarele Europei au militat. Și înainte de a vorbi despre români,
poate bine să ne gândim unde ne aflam noi în acest mozaic uriaș al continentului european, care atunci se afla în avanșela istoriei. Europa era cea care dădea tonul. Europa era cea care impunea ideologiile, modele, curentele culturale și așa mai departe. Ne amintim cu toții că în Italia un mare gânditor, care a fost Mazzini, a vorbit mai întâi despre tânăra Italie. Italia era o denumire geografică, pentru că Italia era împărțită în state și stăturețe, și Mazzini a vorbit despre o Italie care să devină din realitate geografică o realitate națională. Și această idee a fost dusă mai departe. Și la 1834 a început să vorbească despre tânăra Europa, Giovine Europa. Era Europa a statelor națiune, Europa în care fiecare dintre națiuni să-și găsească locul, nu doar în patrimoniul culturii universale, ci locul pe harta politică a continentului. Națiuni care să coopereze, națiuni care să trăiască în armonie, națiuni care să manifeste toleranță una față de cealaltă și în felul acesta să se realizeze mult dorita pace, atât de clamată de un continent care a fost mereu măcinat de conflict și de războaie, fie pentru granițe, fie de motive confesionale. Aceste idei au pătruns și în spațiul românesc. Și ele au pătruns odată cu o parte din nucleul a ceea ce enciclopediștii francezi și cei care au făcut revoluția în Franța au lăsat ca moștenire Europei. Spuneam de faptul că omul și drepturile sale au fost puse în fața dreptului colectiv și a ceea ce până atunci era reclamat ca fiind voința divină. Dar deopotrivă, idei fundamentale, precum ideea contractului social, pe care iată o întâlnim la noi într-o formulă pe care nu mă îndoiesc că o studia și astăzi la școală. Atunci când Tudor Vladimirescu, nu? Adresându-se românilor, la Babeș le spunea: dacă șarpele îți iasă în cale, pui mâna pe bătă ca să-ți aperi viața. Dar pe balaurii care ne înghit pe noi de vii, căpetenii noastre, cele politice și bisericești, până când avem ale răbda. Iată ideea că există un contract între cei care conduc și cei care sunt conduși. Între capul statului și cei care sunt efectiv conținutul, poporul. Da? Că există un contract sinalagmatic, cum spun juriștii. Un contract cu drepturi și obligații de ambele părți. Că principala preocupare a celor care conduc este de a asigura prosperitatea, bunăstarea, fericirea celor care mai târziu vor deveni cetățeni. Or, această idee a înflăcărat multe minți. Și știți foarte bine că cei pe care de obicei numim generația pașoptistă au fost cei care au emancipat în sens social și național pe român. Eu le-aș spune mai degrabă generația emancipatorilor decât generația pașoptistă, lăsând literaților și filologilor această formulare. E important pentru că națiunea română, așa cum a devenit ea conștientă de trecutul ei, de drepturile ei, de valorile ei, a știut să fie pusă pe agenda cancelarilor europene într-un moment în care Europa a fost tulburată de războiul Crimeei. Singurul război care a adunat la oaltă toate marile puteri europene înaintea primului război mondial. Și în cadrul acestui conflict, pornit și el sub un pretext banal, un pretext religios, franciscanii, deci călugării romano-catolici, s-au bătut efectiv cu călugării ortodoxi la Biserica Nașterii Mântuitorului în Betleem și Franța fiind protectoarea romano-catolicilor, pe de altă parte Imperiul Țarist fiind protectoarea creștinilor, Imperiul Țarist fiind protectorul creștinilor din Imperiul Otoman, acest pretext a declanșat un conflict, acest război al Crimeei, care evident a avut multe alte cauze decât acest lucru. Dar iată, în acest context, problema românească a devenit o problemă internațională. Pentru prima dată, marile cancelari ale Europei au realizat că aici, la gurile Dunării, care avea importanță vitală pentru dezvoltarea Europei, pentru dezvoltarea procesului occidentalizării și în această parte a lumii, există o națiune, există oameni care au o sărginte neolatină, există un potențial geostrategic și geopolitic extrem de important pe care Franța, în primul rând, dar nu numai ea, a știut să-l valorifice, împotrivindu-se în felul acesta Imperiului Țarist. În secolul al XIX-lea, Imperiul Țarist și-a extins granițele spre vest cu numai puțin de 1800 de kilometri.
Noi am devenit vecini a Imperiului Țarist la 1792. În acel moment, până astăzi, nu, ca un paradox al istoriei, și îmi permit să spun acest lucru, de câte ori le-a mers lor, rușilor, cu un general rău, nouă le-a mers bine. Așa s-a întâmplat și acum, la această conflagrație care, într-o periferie a Europei, în peninsula Crimeei, a adunat forțe antagonice, în speță mari puteri europene, inclusiv Imperiul Otoman, împotriva Rusiei țariste, au generat acest context în care chestiunea românească devine chestiune internațională. Și la acest congres al păcii, marcat de preliminarii importante, pentru prima oară, românii au fost puși într-un context favorabil lor. Congresul a discutat despre destinul românilor și hotărârile au fost cele pe care le cunoașteți cu toții. Pentru că le-ați învățat la școală, le-ați auzit de foarte multe ori și nu vreau să le repet aici. Divanul ad hoc, consultarea pentru prima oară a țăranilor, nu trebuie să uităm că structura societății românești la acea vreme era una în care, haideți să vă dau câteva date, deși s-ar putea să vă plictisească, arăta cam în felul următor. Cel mai mare oraș al viitoarelor Principate Unite sau României era Bucureștiul, care avea 121.000 de locuitori aproape. Iașul avea cam 66.000. Al treilea oraș al țării era Botoșanul, cu 27.500 de locuitori. Urma Ploieștiul, urma Galațiul și Craiova. Toate acestea aveau atunci între 20.000 și 27.000 de locuitori. Asta era populația urbană. Asta era populația activă. Populația care era vectorul schimbării, în principal. Ori, pentru prima oară, în divanul ad hoc, au fost aleși deputați contași. Adică deputați țărani. De acolo, poveștile pe care le-ați auzit, legendele, nu? Cu Moșul Roată și Unirea și toate celelalte, despre care știți de foarte multe vreme. Pentru prima oară, în adunările ad hoc, s-a urmărit un dublu scop. Și acest scop a fost unul social, legat de eventuala împroprietărire a țăranilor și, evident, un scop național. Pentru că adunările ad hoc au cerut lucrurile pe care le știți. Autonomia principatelor, un prinț străin dintr-o casă domnitoare Europei, practic o quasi-independență, unire, firește, guvern reprezentativ constituțional, deci modernizare în sens instituțional, și lucrurile acestea au evoluat firește, ca de fiecare dată, atunci când cei mulți, convinși de Bogărnicianu și de alții, au înțeles că primordial este elementul național. Că întâi trebuie rezolvată chestiunea unirii și mai apoi va veni rândul și lucrurilor, chestiunilor legate de ordine internă a statului și de dimensiunea socială a acestei mari transformări. Evenimentele vă sunt cunoscute, am avut puteri prietene, am avut neprieteni, evident fiecare mânat de propriile interese în această parte a Europei. Și atunci când la Paris, în august 1858, a fost redactată o convenție care reprezenta compromisul între puterile garante și, evident, era inclus aici și puterea suzerană care rămăsese Imperiul Otoman, s-a formulat, am spune noi astăzi, un soi de pseudo-constituție. Un document important în care se prevedea că se va realiza un soi de confederații laxe. Că unirea nu va fi deplină, că vor fi doi principi, două capitale, două guverne, dar că lucrurile vor merge în continuare simbolic, prin adăugarea unei panglici albastre la steag, prin formarea unei armate comune în perspectivă, printr-o legislație comună și, firește, toate aceste lucruri au dat un impuls românilor care au înțeles că nu pot aștepta de la marile puteri realizarea deplină a ceea ce ei doreau. Și lucrul acesta, așa cum bine știți, a fost începutul unei politici, politica faptului împlinit, care a continuat foarte multă vreme. Pentru că, nu, este bine cunoscut, în cele din urmă, adunarea electivă a Moldovii l-a ales după dezbateri îndelungi și după multe candidaturi pe colonelul Alexandru Ioan Cuza în calitate de domn al Moldovii, de domnitor al Moldovii,
Același lucru l-a făcut cei din Țara Românească la 24 ianuarie și în felul acesta s-a realizat un soi de uniune personală. Pentru că restul prevederilor convenției rămâneau cumva valide și ele au rămas valide până când au fost completate de statutul dezvoltător al Convenției de la Paris, rezultat în urma unei lovituri de stat la 2 mai 1864. Ce a reprezentat pentru națiunea română acest moment? Dacă ar fi, și o putem face, să numărăm pe cei care au fost vectori activi, personalități direct implicate în realizarea Actului Unirii, am realizat că ei nu sunt foarte mulți. Sunt sub 300 de oameni. Sub 300 de numeri. Nu vorbim aici de mobilizarea de la București, în dealul Mitropoliei, a căuzașilor, nu? Care au exercitat presiune asupra adunării elective a Țării Românești, ca Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Ioan I să devină și domnul Țării Românești. Vorbim despre cărturari, despre elite, despre cei care sunt, de fapt, și ar trebui considerați ca tare, părinți fondatori. Dacă tot importăm din peste ocean, fel de fel de obicei, cu Halloween, Valentine's Day și alte lucruri, ar trebui să preluăm și această formulă. Țara aceasta, România modernă, are părinți fondatori. Și știți, cu toții. Sunt firește, alături de Alexandru Ioan Cuza, care este simbolul activităților, Neapo Gălnicianu, Costanchi Negri, Vasile Alexandrii, Dimitri Borintineanu, Cezar Boliar, Ion Elia de Rădulescu, Manolache Costache Iepureanu, spune domnul doctor Chiriac, aici v-ați vrea primul om, de altfel, care a propus în România modernă învățământ gratuit și obligatoriu. România, așa cum a fost numită în 1862, a avut învățământ gratuit și obligatoriu prin lege de la 1864, cu 4 ani înaintea Angliei, care a luat o măsură similară la 1868. Sigur că datorită condițiilor, și așa cum se întâmplă de multe ori și astăzi. Legea a rămas scrisă, conținutul ei a fost mai greu de pus în practică. Dar dincolo de asta, am avut astfel de personalități care, iată, au înțeles foarte bine că destinul lor individual trebuie contopit cu destinul național. Spuneam națiuni și acțiuni. De ce acțiuni? Pentru că toți oamenii aceștia, care erau oameni din categoria, din pătura superpusă, cum ar spune Iliescu, din categoria celor privilegiați în societate, niciunul n-a fost sărac, niciunul n-a făcut altceva decât să înțeleagă misiunea lui. Mulți dintre ei au murit săraci. Dimitri Borintineanu a fost îngropat din mila publică, ca să vă dau un singur exemplu. Mulți dintre ei, dacă nu vazi majoritatea lor, au trecut prin pușcărie. Da? Au fost închiși pentru ideile lor. Mulți dintre ei au fost exilați. Mulți dintre ei și-au cheltuit averile care fusese răstrânse de strămoșii lor în scopul cauzei naționale. E un lucru la care ar trebui să medităm, având în vedere ce se întâmplă în România de azi și cine, de fapt, va trebui să conducă țara și trebuie să conducă orice țară. Oameni care au știut să pună interesul țării deasupra interesului personal. Oameni care au suferit în mod efectiv, nu simbolic, pentru cauza națională. Oamenii aceștia, care astăzi au portrete pe golul instituțiilor, în școli și așa mai departe, merită toată considerația și datorită acestui fapt. Datorită faptului că au înțeles foarte bine care este rolul și destinul lor într-o Europa care nu era pregătită pentru realitatea statului națiunii. Ori e important să înțelegem, și mai ales voi cei tineri, să știți că au existat astfel de elite, că au existat astfel de oameni cu nume și prenume, care au făcut ceva pentru această țară. Și gestul acesta, prin voința acestor oameni, de a realiza o unire deplină, o unire pe care Alexandru Ioan I a înțeles-o foarte bine, atunci când, de îndată după actul de la 24 ianuarie, a convocat o tabără militară la Florești, a vrut să arate puterii suzerane și puterilor garante că este o disponibilitate a românilor de a-și apăra acest gest. În cele din urmă, recunoscut de puterea suzerană, din Imperiul Otoman, Cuza a făcut o vizită și în ciuda faptului că Abdul Mejid, cel care era sultan, a murit și a venit Abdul Aziz la tron, ca să spunem așa, a devenit și calif, nu numai sultan,
CUZA a știut să ducă proiectul până la capăt împreună cu principalii săi sfetnici. Domnia sa a fost un ascultă, știți cu toții, dar a fost o domnie plină de reforme, plină de schimbare. Românii atunci, din Principatele Unite, erau cam 4 milioane la număr. Erau foarte mulți, dar au reprezentat o insulă de civilizație, de stabilitate, au întins o mână și celorlalți pentru a împlini acest desiderat național. Să ne amintim că principalii, că părinții fondatori, dacă vreți, a statului bulgar, au activat la București. Să ne amintim că România a fost numită Belgia Orientului, că a fost numită Japonia Europeană, că România la 1900, după lunga și glorioasă domnia lui Carol I, reprezenta 0,82% din economia lumii. Astăzi mai suntem doar 0,32% și ne întrebăm la ce a folosit secolul 20, atât de zbuciumat cu industrializare, urbanizare, dictatură, dezvoltare, după care a fost regimul comunist. Avem această perspectivă asupra unui trecut nu atât de îndepărtat. 160 de ani, 161 de ani, în istorie nu înseamnă mult. Da? Înseamnă cam 6-7 generații. Dacă ne gândim ce au făcut înaintașii noștri, ce au făcut cei care au gândit la viitorul României, fără îndoială trebuie să facem o reverență în fața lor și trebuie să înțelegem astăzi că trecutul nu este doar prilej de meditații, de reflexii. Nu trebuie să fim constatativi, așa cum făceau cei care aveau conștiință de neam, ci trebuie să fim vectori activi. Că binele nostru, prosperitatea noastră, pacea noastră depinde în primul rând de noi. Și datoria noastră, a generației care are părul alb, dar și a voastră, care astăzi sunteți elevi și veți fi cetățenii României din mâine, să vă ridicați la înălțime acestui exemplu. Pentru că este important pentru noi toți, ca într-o bună zi, să trăim într-o Românie a tuturor românilor. Într-o Românie care să stea cu fruntea sus între celelalte națiuni ale Europei. Fie în Uniunea Europeană, fie altfel. Una peste alta, istoria ne învață ceva. Ne învață că îndrăzneți în vin, ne învață că acolo unde este voință, putem realiza și cele mai îndrăzneți visuri. Și cred că asta ar fi principala lecție, principalul principiu, principala valoare a unui eveniment care a pus bazele, repet, unui stat național modern. Vă mulțumesc! Care ne-a reamintit valoarea unei generații care a reușit atunci să închege o nație. Dintre acea generație, dintre oamenii deosebiți ai acelei generații, semnificam, cum mă spune Cătălin Timiu, a fost Alexandru Ioan Cuza, cu care vă spuneam ne mândrim, pentru că este născut pe teritoriul actualului județ Bacău, și despre care disinsul nostru invitat, profesorul universitar dr. Dumitru Vitcu, ne va vorbi în calitatea lui Alexandru Ioan Cuza, nu numai de domn al Unirii, dar și mai ales de cea a celui care a păurit România modernă. Vă rog, domnule profesor. Matin Galde, distins și jurul auditoriu, așa după cum v-a prevenit colegul cu prietenul la Odenzitiliac, peste mai puțin de două luni, sărbătorim scurgerea a două secole de la nașterea celui care a fost unul dintre fondatorii României moderne, Alexandru Ioan Cuza. Cuza a aparținut unei generații, așa cum pomenea profesorul Cătălitoriu, o generație absolut excepțională, care pe parcursul a numai trei decenii a săvârșit trei momente, sau trei mari înfăptuie ale națiunii române. Revoluția pașutistă, fondarea statului național român modern în Uniunea Principatelor și apoi
câștigarea independenței naționale. Cuza a fost, pe urmare, unul dintre drapelul, sau a fost unul dintre cei mai de bază reprezentanți ai generației și oricum s-a impus ca simbol al Uniunii Principatelor. Spre un plus de coerență și de rigoare, îngăduiți-mi să vă prezint o sinteză în scris despre cine a fost Alexandru Ioan Cuza. În pofita nelipsitelor încercări mai vechi sau mai noi de demitizare a personajului, o de diminuare valorică a faptelor sale, de îngroșarea unor slăbiciuni alcunte inerente sărmanii noastre ființe umane, de limitarea potențialului său reformator și de adumbrirea evidențelor, Cuza Vodă a impus definitiv în conștiința contemporanilor și a posterității nepătimașe o conduită politică fără egal, deopotrivă în exercițiul puterii ca și în afara acestuia, și o operă reformatoare unică în analele istoriei naționale, prin dimensiune, ritmicitate, consistență, varietate și durabilitate. În plus, spre deosebire de înaintași, ca și de urmași, interesați în deopște în conservarea și prelungirea cât mai cu putință a șederii la pupitul de comandă, el a dovedit o sinceră și unică detașare de mirajul puterii cu orice preț, fiind preocupat să înfăptuiască marile obiective ale națiunii, ajuns într-un moment crucial al existenței ei istorice. Asemenea virtuți, cunoscute direct și invocate ca argumente ireputabile de Cogălucianu, în celebra orație funebră de la Dumnezeu, amintiți, poate cât va avea țara asta în istorie, cea mai frumoasă pagină va fi cea a lui Alexandru Ioan I, pot fi ilustrate convingător atât prin propriile evaluări, deloc subiective, admirabil sintetizate cu prânsul două scrisori trimise din exil, succesorului său, Principele Carol, în anii 1967, apoi în 1970, cât și prin riguroasă analiză a faptelor și convinctei politice a personajului, datorată lui Mihai Eminescu, pentru care Cuza a întruchipat, citez, personalitate istorică exemplară. Iar dacă admirația marului gazetar și analist politic Eminescu, fără ca toată expresie hagiografică, s-a întemeiat cu predilecție pe momentele apreciate ca fundamentale pentru deplina înțelegerea biografiei și a operei omului politic Cuza, adică secularizarea averilor bisericești, lovitura de stat în 2 mai, reforma agrară din 1964 și conduita imorală la abdicarea silită din februarie 1866, nu lipsite de importanță sunt proiectele, inițiativele, măsurile și acțiunile complementare înscrise în suita foarte nesfârșită a marilor reforme modernizatoare, înfăptuite într-un context inter și internațional, nu tocmai prietenos. Două dintre obiectivele primordiale ale întâlnului domn ale de țară, e drept în condiții restrictive ale votului cenzitar, și anume, recunoașterea dublei alegeri și înfăptuirea unirii administrative, celor două principate, unite doar nominal, au fost realizate în condițiile unei duble instabilități politice interne la București și Iași. Greu imaginabile și ale unor primejdioase complicații externe, cărora Cuza și apropiații săi sfetnici le-au făcut față cu brio spre a obține în final rezultatul dorit. Înființarea și organizarea primelor agenții diplomatice comune ale Principatelor Unite
la Paris și Constantinopol, ulterior și la Belgrad, asociate eforturilor întreprinse de misionari guvernamentali trimiși în alte capitale europene, urmărind aceleași ținte, au alternat cu inițiativele administrative și legislative în interior, imperativ necesare cu direcția de prime unificări, în condițiile în care instrumentul juridic oferit de puteri de garante și menit a înlesni armonizarea instituțională, e vorba de Comisia Centrală la Poșteni, avea să-și dovedească ineficiența. Între măsurile cu vădită teantă reformistă și unificatoare, amintim sau reamintim câteva rămase în conul de umbră al reușitelor externe, privilegiate istoriografic. Mai întâi să consemnăm trecerea precipitată în vara anului 1859 a averilor mănăstirilor Tinovii din Moldova, ulterior și de peste Milcov, sub administrația Ministerului Cultelor, apoi desfințarea două dintre acestea, este vorba de Dobrești, Neamț și Săgar de Arăgău, și a altor 31 de scrituri pentru, citez, abatea de la morala creștină, măsuri care au alterat natura raporturilor preexistente între stat și biserică, preparând însă actul secularizării. Totodată au fost desfințate școlile catehetice, contopite fiind cu cele primare, ca și epitropia seminariilor, școlile de pregătire a clerului au trecut în subvenția statului spre nemulțumirea mitropolitului Nifon în țara românească, iar unele decizii administrative complementare au contribuit la diminuarea abuzurilor și a cerocălinților de candidați ignoranță. Reacția diferențiată celor doi mitropoliți, se vorba de Sofronie de la Iași și Nifon de la București, față de implicarea pretins abuzivă a puterii laice în treburile bisericești, netulburate anterior, a generat o stare de criză între părți, agravată după secularizare și soluționată cu neașteptată fermitate de către domnitor. În pofida gravei instabilități politice interne, folosind cu dibăcie loialitatea și profesionalismul resurselor umane, uza a proces la adoptarea măsurilor preparatorii absolut indispensabile procesului unificator din cele mai variate perspective. Astfel, încă din primăvara lui anului 1959, s-a înfrânit la Focșani o comisie moldomonteană cu scopul de a aviza la înlăturarea deosebirilor ce există în îmbrăcămintea și montuia trupelor din ambele principate și adoptarea aceleiași uniforme pentru ambele corpuri ale armatei române. Măsuri unificatoare, înlesnite pe textul Convenției de la Paris, au continuat și pătrâns rapid toate articulațiile obștirii, de la structuri până la instrucție și de la organismele de comandă până la servicii, fiind mult facilitate de asemănările prealabile între cele două armate ale principatelor și mai ales în organizarea cunoscutei tabele la Florești, a cărei comandă a fost preluată de însuși domnitorul Puzat. Prin decret domnesc a fost înființat Biroul de Statistică al Țării Românești, apoi și al Moldovei, pentru ca în iulie să fie organizat Oficiul Central de Statistică Administrativă, instituție care a și demarat în felul primului recensământ complex al populației din cele două principate, care a oferit domnitorului Cuza foarte importante informații privind populația principală, tipul vârstă, stare civilă, sex, cult, profesie și altele. Liniile directoare ale politicii interne a principatelor au fost exprimate clar și concis în cuprinsul mesajului de deschidere a corpului legiuitoare din decembrie 1859, ilustrând atât infrastructura prin grija pentru construcția de drum, poduri și pe ferat, cât și suprastructura prin organizarea și dezvoltarea învățământului de toate gradurile. Numai că întregul proces legislativ a fost minat în bună măsură de lunga și complicată procedură cuprinsă în textul Convenției de la Paris, vizând rolul, atribuțiile și componența Comisiei Centrale de la Focșani, acel organism menit a înlesni opera comună de legiferare și de a exercita controlul preventiv asupra constituționalității
tuturor actelor iubite de adunările legiuitoare. Sigur, nu doar Comisiei Centrale s-a adorat slava recoltă legislativă a primilor ani, ci și cele a două adunări angajate, mai mereu în dezbateri sterile și schimbări de cabinete, ilustrând bine cunoscuta instabilitate politică. Spre a compensa indolența sau ostilitatea manifestă, cu o organizată constant, fie în cadrul Comisiei, fie în celălalt adunărilor, ambele guverne au recurs adesea la regulamente administrative, iar domnitorul la decrete, menite a oferi soluții problemelor curente, indispensabile procesului reformator. Așa a procedat domnitorul Cuza în toamna anului 1860, când a decretat mai întâi înființarea Conservatorului de Muzică și Declamațiune la Iași, în octombrie, urmat de Școala de Arte Frumoasă și Pinacoteca, de fondarea primei universități românești, la 26 octombrie, același an. Dincolo de semnificația lor culturală, științifică, ori spirituală, pentru progresul societății românești, asemenea măsuri se înscriau în terapia politică recomandată de domnitor și de primul său sfert Cogălnicianu, pentru autojertfirea fostei capitale a Moldovei pe altarul unității naționale și pentru compensarea fie și parțială a pierderilor generate de noul statut al Iașilor. După recunoașterea unirii administrative cu o singură cameră legiuitoare și un guvern comun, complicatele formalități pentru elaborarea legilor consacrate în numita convenție au fost înlocuite pentru o simplă procedură mai simplă și mai eficientă. Câteva măsuri administrative cu caracter unificator au prefațat în primul an de viață politică comună a Principatelor, care în 1862, seria marilor reforme de locuții. Încă din ianuarie a fost instituit monopolul total al statului asupra unei foarte importante surse de venit monetar, e vorba de sat, exploatată și administrată până atunci prin amintită și pe bubosul sistem al arendării. În virtutea unui ordin mai vechi, au avut loc fuziunea celor două școli militare de ofițeri de la Iași și București într-o una singură, consacrând în opinia domnitorului unirea nedespărțită a românilor. După înființarea Direcției Centrale a Poștelor, în cursul lunii august au fost adoptate alte câteva măsuri unificatoare și centralizatoare, direcțiile statistice, serviciile sanitare, reformarea și uniformizarea stabilimentelor penitenciare și de binefacere. În vederea accelerării procesului unificator, au fost numiți prin decret domnesc membrii unei comisii de specialiști însărcinată cu redactarea proiectelor legislative de profil, venite a eficientiza activitatea unei adunări comune, tot mai reticente în fața programului reformator. Comisia a elaborat și transmis domnitorului în scurt timp 7 proiecte legislative privitoare la înființarea Consiliului de Stat, la nouă organizare administrativă, la Consiliile Orașelor, Comunelor Rurale, districtelor și prefecturilor, sau la constrângerea corporală. Numai că atitudinea obstrucționistă a adunării, predominant conservatoare, a făcut ca proiectele de legi elaborate de acea comisie, cât și cele datorate Comisiei Centrale de la Focșani, privind în deosebire reforme agrară și electorală, să fie amânate de la o sesiune la alta, ori chiar respinse, spre dezamăgirea și dezaprobarea domnului. Confruntat cu atitudinea mereu ostilă antireformatoare a adunării, președintele în exercițiu a Consiliului de Miniștri i-a propus domnitorului să o dizolve, să instituie dictatura personală pe durată nedeterminată și să înființeze prin decret un Consiliu de Stat menit a pregăti noi de legiuiri pentru țară. De fapt, Nicolae Crețulescu, premierul de atunci, îi recomandau de Cuza ceea ce îi sugerase anterior atât consul francez de la Iași, Victor Plas, cât și Costache Negri, și să recurgă la lovitoare de stat.
dar la rațiune de politică externă, cu implicația asupra politică internă, l-au determinat pe Cuza să aștepte împrejurări politice mai favorabile. În 1963, început cu cristalizarea monstruoasei coaliției, avea să fie dominat politic de înlocuirea guvernului Trăsănescu cu un nou cabinet în frunte cu Covălnicianu, de care se leagă în fapt seria marilor reforme structurale pentru societatea românească. Prima dintre acestea, binecunoscută și îndelung contestată, mai ales în exterior, legea secularizării din decembrie 1963, incluzând și averile mănăstirilor neîntinate, a produs efecte economice, sociale, politice, juridice și diplomatice care au consolidat statul român și au întărit poziția guvernului. Deopotrivă, în interior, ca și în afară, au urmat, cum se știe, pachetul de acte și norme legislative complementare, începând cu legea călugăriei, legea sinodală, completată cu regulamentul pentru alegerea membrilor Sfântului Sinod și cu regulamentul interior al instituției, semnificând nu doar înfăptuirea unificării bisericești din România, ci însă și afirmarea autocefaliei. Pentru că, prin înființarea autorității sinodale și în țară, ca și prin legea pentru numirea de mitropoliți și episcopii paragosi în România, instituind semnata de unitate ieratică de mitropolit primat al României, s-au realizat pași importanți pe care desprindere bisericii românești de sub autoritatea patriarhiei ecumenicii de la Constantinopol. După secularizare, a urmat, cum se știe, cavalcada actelor politice și a seriei de reforme inițiate, o susținute de același arhitect al modernizării, Ogălicianu, în calitate de președinte a Consiliului de Ministri. Până în primăvara anului următor, au fost dezbătute și adoptate de către adunare 18 proiecte de lege relative la organizarea statului, sancționate de Cuza, între care extinderea și aplicarea în Moldova acordului comercial țărănești, înființarea curții de contă a Consiliului de Stat, legea cimitirelor și cea a patentelor, legea comunală, înființarea Consiliilor Județene, legea pentru concesionarea unei căi ferate pe Valea Siretului, de la Galați la Suceava, cu ranguri spre Târgu Ocna, Focșani și Iași, legea organică asupra contabilității generale și altele. Dezacordul manifest între guvern și majoritatea conservatoare de guvernare s-a menținut temperat vreme de jumătate de an și s-a agravat în momentul în care Covălnicianu a introdus pe ordinea de zi proiectul guvernamental de lege electorală, mult diferențiat de cel elaborat de Comisia Centrală, prezentat conform ideii de Ion Cioplăteanu. Ce a urmat, iarăși, este bine cunoscut. Urmă de plan, o votată de cameră, cabinetul condus de Covălnicianu și-a prezentat dimisia, act pe care domnitorul l-a respins, prorogând lucrările acesteia până la 2 mai 1964, când premierul a dat citire mesajului domnesc de dizolvare a adunării, consacrând astfel actul de autoritate a lui Cuza, numit lovitură de stat, prin care punea capăt unei păguboase și îndelungate dispute domnesice, extrem de primejdioase, pentru existența tânărului organism național. Înlăturarea monopolului politic al conservatorilor asupra majorității deputaților, acțiune validată prin plebiscitul inițial de domnitor pe tema noii legi electorale și a proiectului de statut, a sporit considerabil puterea și autoritatea lui Cuza în interior, ca și prestigiul său în afară, mai ales după efectuarea cu succes a celei de a doua vizită la Constantinopol de către spre sfârșitul anului 1864. Conferința ambasadorilor puterilor galante avea să aprobe cu mici modificări atât statutul cât și legea electorală, semnificând la oaltă recunoașterea de plină autonomie interne. Imediat Cuza a promulgat statutul dezvoltător, precum și noua lege electorală, care, împreună, consolidau poziția nu doar a domnitorului, ci și a guvernului. Prin crearea senatului numit și corp moderator,
noua instituție nu putea fi decât un colaborator loial al acestuia. Iar micșorarea censului electoral a semnificat extinderea dreptului de vot pentru cetățenii români. De la 5.000 cât erau îngăduiți în stipulațiile convenției din 1958, la peste 750.000, adică de circa 150 de ori mai mult. Neîndoielnic, cea mai însemnată dintre toate reformele de caracter social-economic, cu profunde implicații politice, legiuirea agrară, datorată Consiliului și amendată liberal, era în mare măsură cea unui problem, cea unui primăvară, fiind adoptată în forma finală în august, iar două zile mai târziu, sancționată și promulgată de Cuza. Cu toate limitele ei, reforma agrară, săvârșită prin legea din 64, încheiată în linii mari în cursul următorului de an, a reprezentat unul din cele mai însemnate evenimente ale istoriei moderne românești, oferind țărănimii o dublă motivație, cetățenească și națională, și înstrăind pentru eternitate în mentalul colectiv al acesteia, numele lui Cuza, dreptului ei colaborator. Procesul reformator al societății românești a continuat apoi într-un ritm accelerat, sub aceeași guvernare prolifică și autoritară a lui Pavelicianu, care în cursul următoare a pus în aplicare mulțimea decretelor legi privitoare la introducerea sistemului metric, înființarea camerelor de comerț, a casei de puneri și consemnațiuni, a corpului inspectorilor agricole, exproprierea pentru cauză de utilitate publică, înființarea de școli, de poduri și șosele, și așezarea pe bază noi a instituției publice, reglementarea profesiunii de avocat, organizarea armatei și alte. De mare însemnătate a fost adoptarea codului penal, urmat de codul de procedură penală, intrate în vigoare în cursul anului următor, precum și a codului civil, alăturat celui de procedură civilă, elaborate după modelele celor din Franța, Italia și Prusia. Fără a fi ignorate normele juridice autohtone. Numai puțin importantă, o țară în care populația în proporție covârșitoare era analfabetă, a fost legea instituției publice din noiembrie 1864, de care vă vorbea colegul Cătălin Cujiu, care a oferit cadrul juridic adecvat pentru organizarea și funcționarea învățământului românesc de toate gradele, introducându-se în societatea românească principiul obligativității și cel al gratuității învățământului primar, în condițiile în care puține țări din Europa promovase de plen lege până la acea dată asemenea norme. Privită global, dar și sectorial, într-o perioadă extrem de scurtă, Cuza se conda de principalul său sfetnic în politica internă, Pavelicianu, și de votații colaboratori pe terenul politicii externe, în frunte cu Costache Negri și Vasile Alexandri, a realizat o operă de vaste proporții numită Construcție Națională și semnificând teoria statului român modern. Țara a fost înzestată, practic, cu o nouă Constituție, acel stat dezvoltător al Convenției de la Paris, menită a fixa cadrul legal pentru organizarea și dezvoltarea noilor instituții în perfect acord cu năzuințele, cerințele și rigorile fundamentale ale modernității. Legile și decretele legii din timpul Cuza au contribuit efectiv la reorganizarea temeinică, profundă și amplă a administrației locale și centrale a țării și la dotarea acestora cu organismele, instrumentele și serviciile publice corespunzătoare. Rezumând așadar, epoca Unirii, deși foarte scurtă și personificată în deopște prin numele și faptele întâiului ales al națiunii, s-a impus și a rămas în istoria națională ca etalon pentru ritmul, bogăția, varietatea și profunzimea prefacerilor înnoitoare pentru societatea românească, proces din a cărei dinamică nu puteau lipsi disputele, dezacordurile, derapajele sau abuzurile,
uneori previzibile, alteori sunt regretabile, influențând diferențiat ca durată sau consistență ansamblul împlinirilor. Dacă istoria universală i-a reținut numele în rândul făuritorilor de state moderne, istoria națională recunoscătoare, l-a înscris cu îndreptățire pe Alexandru Ioan Cuza între cele mai înalte spirite care au reprezentat interesele majore românești în lume, interese afirmate, susținute și apărate deopotrivă în exercițiul puterii ca și în exil, lăsând posterității nu doar imaginea neuitatului părinte și binefăcător în expresia lui Iorga, ci și pe aceea de reper inconfundabil al demnității și verticalității morale în viața publică și politică românească, nu doar pentru epoca regenerării. Orice neasemănare cu prezentul este pur întâmplător. Vă mulțumesc! Profesor, nu e așa că după ce ați auzit cine a fost Alexandru Ioan Cuza, ați vrea să vă întâlniți cu el? Iată, noi astăzi vă dăm această posibilitate. Îl invităm pe Maria sa, Cuza Vodă, să vină la aplauză. Dacă vrei să ne spui câteva cuvinte. Bun găsit! Distinșilor oaspeți ai Muzeului Județean și Harta Mare din Vaslui, domnul profesor universitar din Cerea Interviu, domnul Filipu. Bun găsit și dumneavoastră, invitaților de astăzi și participanți ai conferinței științifice. Costumul pe care îl pot s-a așteptat eventul proiect al Asociației Muzeului Vasluiensis din Vaslui, asociație a celor care lucrează în Muzeul Vaslui. Proiectul se numește Figurile emblematice vasluiene ale istoriei României, un proiect cofinanțat cu ajutorul Consiliului Județean Vaslui, un proiect care, iată, ne-a dat posibilitatea să omagiem personalități distincte ale județului Vaslui și în asta să realizăm un arc de setim între ceea ce a fost fiecare în parte și vă astăzi la cetățenii României. Mulțumim, Alexandru Ioan Cuza, să îl aplaudăm încă o dată. Așa cum îl vedeți, dar n-ați spune și niciuna, spune că împlinește bicentenarul naște, nu-i așa? Dar iată că de peste timp vine să ne arate faptul că nu neapărat să ne amintească ceea ce a realizat împreună cu generația pașochistă, ci mai ales să ne arate faptul că ceea ce s-a întâmplat atunci, noi trebuie să ducem cu cinste această enormă moștenire. Nu încheiem această activitate până când nu o să menționez faptul că aveți posibilitatea, înainte de a cânta împreună Ora Unirii, să vizitați o vitrină pe care Muzeul Județean Vaslui, prin colegul meu, muzeograf Greco Albert, a amenajat-o, o vitrină în care se găsesc plachete, medalii, care să amintească de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza, de mărețele sale fapte și mai ales de titoriile din timpul Domniei Unirii. Și acum, dacă e să ne unim, să o facem prin Ora Unirii. Vă rog. Vă rugăm, împreună cu Cuza, nu e nicio problemă. Acesta este și finalul acțiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezență.